CSM Râmnicu Vâlcea a furnizat surpriza pe care și-a dorit-o în Cupa României, fază în care tragerea la sorți a adus ca adversară pe stadionul din Zăvoi fosta reprezentantă a primului eșalon fotbalistic, Gazmetan Mediaș, formație care și-a păstrat în mare măsură lotul, care nu de mult a retrogradat în Liga a doua și a fost repartizată în aceeași serie cu oltenii lui Alexandru Pelici. Oaspeții în echipament negru, care au ca obiectiv revenirea în prima ligă, porneau așadar ca favoriți în jocul cu vâlcenii și au dominat în cea mai mare parte această partidă. Cu toate acestea, au reușit să deschidă scorul abia în minutul 59, atunci când Alexandru Munteanu l-a învins din interiorul careului mare pe Dragoș Geantă. Medieșenii au fost la un pas să își dubleze avantajul, însă golkeeperul vâlcenilor, prin intervenția sa, a parafat, să-i spunem, momentul psihologic al finalului de meci. A urmat mutarea decisivă efectuată de Pelici, care l-a introdus în teren pe Marius Staicu, jucător care s-a aflat la locul potrivit în urma unei lovituri de colț acordată gazdelor în minutul 90 și a restabilit egalitatea. Tot stadionul se pregătea de prelungiri, mai puțin juniorul Cosmin Piscanu, cel care a trimis un trasor deviat atât cât a fost necesar ca obiectul să își atingă ținta. Așadar, într-un final incandescent, vâlcenii au reușit să întoarcă soarta partidei și să obțină o calificare mai mult decât spectaculoasă. Da, am avut și puțină șansă. Sunt foarte fericit că am marcat. E spre binele echipei, bine că ne-am calificat mai departe. La gol a venit mingea spre mine și am zis că e momentul să dau și un gol. Felicit jucătorii din nou că au jucat până la ultima picătură de energie. Au depus un efort foarte, foarte mare. Au jucat contra unei echipe, după părerea mea, mai experimentată, care vine din Liga 1 și are experiența Ligii 1. Știam că ne așteaptă o partidă cât se poate de serioasă, împotriva unui adversar foarte bun. Gazul este, din punctul meu de vedere, favorita numărul 1 la promovare, dar nu pot decât să fiu foarte, foarte bucuros și mândru de băieți. Mă bucur că a mai apărut încă un copil care a debutat astăzi, Petrescu. Îl felicit pe Geantă pentru modul cum a intrat în poartă și cum a apărat. Se poate vorbi și de un șut norocos deviat, dar până la urmă norocul ține și cu cei care cred în șansa lor și care luptă până la ultima clipă. Astăzi a fost cu noi, în alte meciuri a fost cu adversarul, astăzi cred că a meritat și de asta și Dumnezeu probabil și-a întors fața către noi și în această zi de sărbătoare am reușit să câștigăm. Nu este pentru prima dată când golgheterul Marius Staicu dovedește că oricând poate deveni și armă secretă, ținând cont de faptul că în această partidă nu a fost titular. Da, chiar vorbeam cu colegii pe bancă că dacă ei se intru, fac tot posibil ca să dau gol. A fost un meci frumos, o victorie importantă pentru noi, pentru moral și zic că am demonstrat că avem valoare. Fosta prim-divizionară părăsește la prima apariție în acest sezon Cupa României. Cu toate acestea, tehnicianul oaspeților recunoaște meritul echipei vâlcene. Un joc care cred eu că a fost controlat cam majoritatea timpului de noi. Am avut și câteva situații în plus de a face și 2-0. Cu ultimele 4 minute care spui că este ghinion, dar din punctul meu de vedere este o superficialitate și o lipsă de concentrare pe final de joc. Mi-a făcut o impresie bună, așa. Am văzut că au avut și ei mulți jucători schimbați față de jocul de sâmbătă. Nu mi-am putut face o impresie clară vis-a-vis de... Sunt convins că în campionat abordează cu alți jucători, cum de fapt și noi abordăm cu alți jucători. Victoria oltenilor reprezintă un cadou pe care principalul Pelici l-a oferit în zi de sărbătoare. În plan personal vreau să dedic această victorie, care pentru mine e foarte, foarte importantă, memoriei mamei mele, pentru că astăzi este Sfânta Maria și mama purta numele acesta. În același timp, Alexandru Pelici aștepta și el cadoul mult visat, pentru că în maxim 2 zile urma să devină tătic. Sper ca băiețelul să vină sănătos, soția să fie sănătoasă și cu toții să ne bucurăm împreună. E un meci foarte important în latura personală. Pelici Junior, mai exact Mihai Alexandru, a venit pe lume în ziua următoare, astfel că proaspătul tătic și-a primit cadoul mai devreme și poate aștepta liniștit împreună cu elevii săi tragerea la sorți, care îi poate aduce în faza următoare a Cupei României un adversar de calibru. Dacă se poate, și cu Steaua, dacă jucăm, noi ne facem treaba și încercăm să aducem cu mai mult lume la stadion și să-i facem fericit cum am făcut astăzi. Da, eu îmi doresc să jucăm cu o echipă bună, gen Steaua, Dinamo, Astra.
ce vrea Dumnezeu. Rămâne de apreciat aportul suporterilor vâlceni, care și-au păstrat optimismul până la ultimul fluier al întâlnirii. Da, cam așa ne-ar trebui la fiecare meci să fie lângă noi, să ne încurajeze, pentru că avem nevoie și... Și suntem o echipă de moral, avem nevoie mare de ei. Fotbaliștii vâlceni nu au prea mult timp să își sărbătorească victoria și asta pentru că trebuie să pregătească serios următorul joc din campionat programat în deplasare la Oradea. Nu prea avem timp, deoarece trebuie să ne pregătim pentru meciul de la Oradea. Este foarte important să urcăm în clasament. Sperăm să câștigăm, deci acolo cu gândul să câștigăm și vom câștiga. Trebuie să fim cât se poate de serioși, să terminăm săptămâna cu bine. Am trecut de două jocuri, mai avem unul la Oradea care va fi foarte, foarte dificil. Oradea are 0 puncte și ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. Așadar, CSM Râmnicu Vâlcea poate încheia o săptămână plină de realizări dacă sâmbătă dimineață, începând cu ora 11, va obține victoria pe terenul celor de la FC Bihor.